Mulțumim prietenilor noștri de la United Bible Societies și de la Societatea Biblică Interconfesională din România, cu care am avut relații foarte apropiate și probabil vom avea și mai târziu, în continuare. Mulțumim de asemenea și domnului Mircea, fratelui Mircea Petcu, profesor de vioară din Dublin. Trebuie să vă spun un secret. Dumnealui este născut în aceeași zi, lună și an cu mine. Și este violonist. M-am bucurat să ne reîntâlnim, să ne revedem în ultimii ani. Suntem așadar la seminarul nostru de apocaliptică, Mai bun sfârșitul. Suntem în cadrul studiului Apocalipsei, Apocalipsa, deci descoperirea lui Iisus Hristos. Apocalipsis, Iesu Hristu. Cred că puteți învăța un cuvânt grecesc, da? Apocalipsis, descoperire. În cadrul Apocalipsei, imaginea aceasta o păstrăm de fiecare dată, care ne trimite la Apocalipsa, la fericirea, ferice de cine citește și de cei ce ascultă. Suntem de data aceasta la lecția, să zicem așa, Cartea Vieții și Judecata. Asta înseamnă propriu-zis a treia secțiune a Apocalipsei, aceea cu Cartea Vieții, deci sala tronului, scena, viziunea tronului, cartea cu cele șapte peceți și scenele care apar pe rând la ruperea celor șapte peceți. Adică asta înseamnă de la Apocalips 4:1 până la Apocalips 8:1. Vom trece mai rapid prin ele, în speranța că veți citi materialul și veți completa cunoștințele în felul acesta. Când a ascultat mesajele celor șapte epistole din partea Domnului Hristos, Ioan era pe insula Patmos, în viziune. El este în continuare în viziune, dar aici în viziune se face că, știți cum este, în viziune, ca într-un vis. Glasul Domnului Hristos îl cheamă să se suie în cer. A văzut o ușă deschisă în cer și a fost invitat să se suie acolo. Vă dați seama ce invitație, nu? Suie-te aici, cum să te sui? Fără scară, fără rachetă, fără... Dar imediat urmează declarația lui Ioan care zice: numai decât am fost răpit în Duhul. Și s-a pomenit acolo, sus. Aici este și o lecție care privește calea mântuirii. Este porunca lui Dumnezeu, care în același timp este și împuternicire. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt în același timp făgăduințe și împuterniciri. Ceea ce Dumnezeu îți poruncește, îți dă și puterea să faci. Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să adune toate perechi din toate animalele și să... Vă dați seama cum să faci așa ceva. Dar după aceea, povestește Scriptura că Dumnezeu a făcut să vină la noi toate animalele perechi și în felul ăsta am intrat în... Nu? Este foarte interesant cum ceea ce imposibilul pe care Dumnezeu îl poruncește... Am făcut o mică paranteză pentru cei care ar fi avut nevoie de această notă. Acolo, în cer, Ioan vede sala tronului ceresc, în sanctuarul ceresc, în templul ceresc. Este descris în capitolul 4 din Apocalipsă. Este descris tronul lui Dumnezeu, înfățișarea slavei Domnului acolo. Trebuie să facem o precizare aici. Pentru că Biblia afirmă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și
Sunt mulți dintre profeți care au văzut pe Dumnezeu și l-au descris într-un fel. În Daniel 7 am citit cum Daniel a văzut pe Dumnezeu ca un, ca o persoană foarte, foarte în vârstă, cu părul alb, și este descris într-un fel anumit. Este bine să știm că aceste viziuni, fie că sunt în Daniel, fie în Apocalipsă, fie dintr-o altă sursă profetică, autentică, nu reprezintă realitatea fizică cerească. Nu este fotografiată realitatea fizică cerească. Nu s-a dus cu camera de luat vedere acolo și nici nu s-a dus de fapt acolo. Totul s-a petrecut în mintea vizionarului, așa cum citim în cartea lui Daniel. Vedeniile pe care le aveai tu împărate în capul tău sau în mintea ta, sau care zice, mi-au trecut prin mintea mea, nu se duce profetul în real. Chiar dacă el are experiența aceasta subiectivă și spune, un înger m-a luat, m-a dus în cutare loc sau în cutare loc, în realitate el nu s-a dus nicăieri. Exact așa cum noi în vis nu ne ducem nicăieri. Nici trupul, nici sufletul, nici, sigur, mintea, imaginația, într-un fel se duce, dar nu se duce în realitate fizic. Este un proces subiectiv care se întâmplă în minte. Dar nu este o invenție a minții omenești în cazul acesta. Este viziunea indusă în mod supranatural de puterea lui Dumnezeu. Am făcut această introducere ca să înțelegem mai bine diferitele imagini care apar în cer și să nu confundăm imaginile văzute în sala tronului ceresc, în sanctuarul ceresc, să nu le confundăm cu realitatea fizică cerească. Dacă cineva vrea să creadă că în cer sunt exact lucrurile așa cum au fost văzute de Ioan sau de Daniel sau de mai știu eu cine, nu e niciun păcat cu asta. Dar o asemenea soluție ne duce la anumite contradicții, pentru că într-un loc vezi că un profet a văzut așa, altul a văzut altfel. Și stai să te întrebi ce s-a întâmplat acolo, nu? Între altele, profetul vede 7 candele, echivalentul sfeșnicului din sanctuarul pământesc, 7 candele de foc, înaintea tronului lui Dumnezeu. Tronul este descris îmbrăcat, înfășurat de un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere, în strălucire, bineînțeles. Ce să faci cu un sfeșnic cu 7 candele în fața unei asemenea străluciri, care în Apocalips 21 este descrisă extraordinar, încât întrece și soarele. Nu se mai vede soarele în Noul Ierusalim din cauza acestei străluciri a lui Dumnezeu. Și cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună, nici de lampă, de torță, de nimic ca să o lumineze. Ei bine, ce să faci cu un sfeșnic cu 7 candele acolo, în imediata prezența lui Dumnezeu, nu? Este clar că Ioan îl vede în viziune ca fiind echivalentul simbolic al sfeșnicului din sanctuarul pământesc. Dar dacă sanctuarul pământesc era o umbră a realităților cerești, nu trebuie să credem că în cer este tot umbra, eventual o umbră mai mare, mai luminoasă, mai știu cum. Dar nu, este realitatea. Dacă pe pământ avem mielul sau știu ce alt animal de jertfă, în realitate avem jertfa Domnului Hristos, nu avem niciun miel. Chiar dacă îl veți găsi descris în Apocalipsă, miel junghiat cu 7 coarne, cu 7 ochi, este pur și simplu o imagine vizionară, nu o realitate cerească. Este interesant să observăm diferențele dintre cele văzute de Ioan în Apocalips 4 și 5 și cele văzute de Ezechiel. Dacă citim Ezechiel 1, Ezechiel 10, veți observa că și el a văzut slava Domnului și imediat în jurul tronului și chiar susținând tronul divin, a văzut 4 ființe, 4 făpturi vii, care sunt numite în același timp heruvim, 4 heruvim în capitolul 10. Dar
Există deosebiri între felul în care le-a văzut Ezechiel și felul în care le-a văzut Ioan. Ioan vede 4 asemenea ființe în jurul tronului, fiecare din ele având câte o înfățișare diferită de cealaltă. Una din ele are înfățișarea unui leu, dar e ființă inteligentă, apare, vorbește, cântă, mă rog. A doua are înfățișarea unui vițel sau bou, a treia înfățișarea unui om și a patra înfățișarea unui vultur. Ezechiel de asemenea vede aceste ființe, dar aici suntem iarăși în viziunea lui Ioan, da? Prima înfățișarea unui leu, a doua înfățișarea unui vițel, a treia înfățișarea unui om și a patra înfățișarea unui vultur în zbor. 4 înfățișări diferite, fiecare heruvim cu înfățișarea lui. Există asemenea ființe realmente create de Dumnezeu, inteligente, cu asemenea... E frumoasă dramatizarea aceasta în Apocalipsă, dar în realitate dacă te-ai întâlnit cu o ființă inteligentă cu altă înfățișare decât omul, trebuie să recunoaștem că ar fi foarte straniu. Nu-i așa? Cele 4 ființe din jurul tronului lui Dumnezeu, care sunt numite și heruvim, au un rol care este în legătură cu sanctuarul. Observați aici cum tabăra lui Israel în pustiu era împărțită în 4 tabere, fiecare având câte 3 triburi, ginți ale lui Israel, și la mijloc era sanctuarul, unde era tronul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu era în centru și erau 4 tabere în jurul sanctuarului. Și erau în același timp și 4 steaguri ale lui Israel legate de aceste 4 tabere. Acum, în Ezechiel spuneam că există o diferență. Și Ezechiel a văzut ființe vii în jurul tronului lui Dumnezeu și chiar susținând tronul, care e un tron car în același timp, observați, un tron portabil. Heruvimii văzuți de Ezechiel, de asemenea, au față de leu, de vițel, de om și de vultur. Dar deosebirea este că Ezechiel a văzut că fiecare heruvim are toate cele 4 înfățișări. Fiecare heruvim are 4 fețe. Aici se poate observa clar diferența. Puteți crede că s-a înșelat vreunul din ei și n-a văzut bine, avea fiecare. Deci există niște ființe realmente în cer care au ființe, au înfățișări diferite sau au în același timp toate cele 4 înfățișări? Deci este clar că asta e o diferență. Iarăși Ezechiel a numărat aripile lor. Aveau 4 aripi. Și Ioan le-a numărat. Aveau 6 aripi. Ce se întâmplă? S-au înșelat? Dar interesant că numărul aripilor numărate de Ioan coincid cu numărul aripilor serafimilor din Isaia 6. În Isaia 6 avem 6 aripi. Serafimii au 6 aripi. Și cântă același cântec pe care îl cântă heruvimii lui Ioan sau fapturile vii ale lui Ioan. Deci observați cum aici avem 3 viziuni diferite și sunt în legătură una cu alta, dar sunt și diferențe importante. Dacă vrei să înțelegi că sunt niște simboluri și să cauți să înțelegi care este lecția, care este rostul didactic al acestor simboluri, atunci e bine. Dacă vrei să te interesează cum este realitatea fizică cerească, atunci te-ai încurcat. Vei spune că sunt contradicții, că Biblia se contrazice și așa mai departe. Este bine să înțelegem că cele 4 înfățișări au o importanță simbolică
De exemplu, leul, în mod tradițional, reprezintă puterea, autoritatea. Vițelul reprezintă, pe de-o parte, slujirea cu răbdare, cu perseverență, până la sacrificiu, până la moarte. Dintre toate cele patru ființe de aici, numai vițelul este animal de sacrificiu și anume reprezenta jertfa cea mai bogată, cea mai mare. Dintre toate cele patru, doar omul reprezintă inteligența, chipul lui Dumnezeu. Da? Și vulturul reprezintă și agerimea, în același timp, rapiditatea, dar reprezintă și vederea lui, reprezintă viziunea, reprezintă a spune ținte și a fi rapid în a le împlini, nu? Pentru că aceste patru ființe vii, acești patru heruvim, reprezintă în felul acesta, în sens universal, pentru că cifra 4 este simbolul universalului, a celor patru puncte cardinale. Reprezintă ființele create de Dumnezeu, atât cele din cer cât și cele de pe pământ. Și aceste ființe reprezintă, deci, pe slujitorii lui Dumnezeu. Și este aici o lecție pentru slujitorii lui Dumnezeu de pe pământ. Că nu degeaba am văzut cum episcopii bisericilor, acelor șapte biserici, sunt numite îngerii celor șapte biserici, nu? Deci, toți trimișii lui Dumnezeu, toți reprezentanții lui Dumnezeu, toți sunt străjeri ai tronului lui Dumnezeu și, în același timp, sunt teofori, adică purtători ai lui Dumnezeu, ai tronului, ai slavei lui Dumnezeu în lumea aceasta. Cât privește înfățișarea reală a acestor îngeri, trebuie să spunem că aici imaginația artiștilor și imaginația, mă rog, mistică sau populară are multe de spus, care lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea. Dacă veți căuta pe internet imagini despre îngeri, cele mai multe sunt despre un fel de îngerese, niște domnițe frumoase cu aripi sau niște amorași, niște copilași frumoși cu aripi, cam asta este. Și asta se confundă uneori cu spiritele celor decedați, cu, este o întreagă poveste, dar în mod tradițional se vorbește, de exemplu, în biserici tradiționale există așa numită ierarhie cerească. Se vorbește despre o ierarhie a ființelor cerești. Sunt îngeri, sunt serafimi, heruvimi, începătorii, eu știu, ofanimi și așa mai departe. Sunt tot felul de ființe recrutate, arhanghel, da? Din diferite colțuri ale Bibliei și puse într-o ordine ierarhică. Foarte probabil că există o ierarhie cerească, eu cred în ierarhie. Deci în cerul nu este o societate egalitaristă în sens absolut și fără nicio ordine și fără nicio structură. Deci se vorbește despre armatele cerului, despre domnii, stăpâniri din locurile cerești, în Scriptură foarte clar. Și sigur că trebuie să existe și o ordine administrativă care trebuie să aibă și aspectul de subordonare, nu doar de cel de coordonare. Foarte probabil. Dar nu putem susține că serafimii, heruvimii sau îngerii, nu știu, sunt ființe diferite într-o ierarhie. Astea sunt pur și simplu denumiri. Este o problemă de lingvistică, pe de o parte, și de literatură biblică. Sunt denumiri ale unor realități, pentru că observați ceea ce numește Ioan Făpturi Vii, în Isaia sunt serafimi. Dar unde mai găsim serafimi în Biblie? Că numai în Isaia 6 sunt serafimi. Și ce sunt serafimii? Nimeni nu știe. Nimeni nu știe. Pot fi scrise volume în privința asta, dar nimeni nu știe, pentru că nicăieri în altă parte nu mai este scris despre așa ceva. În ce privește heruvimii, este bine să știm că primul care a descris niște heruvimi în Scriptură este Ezechiel. Da? Ezechiel a descris acești heruvimi în timp ce era în exil în Babilon. Felul în care a văzut el, în care i s-au arătat acești heruvimi
care susțineau și purtau tronul lui Dumnezeu, tronul slavei Domnului, semăna foarte mult cu modul în care babilonienii și alte popoare își imaginau ființe, anumite ființe cerești, anumite spirite care au considerate genii protectoare. Înțelegeți? Ceea ce sugerează faptul că Dumnezeu i-a dat profetului în viziune anumite imagini în limbajul cultural cunoscut al poporului din timpul acela. Observați un sfinx la greci, cu față umană, cu aripi și cu trup de leu. Un grifon, de asemenea, la hitiți și la greci, cu față de vulturi, cu aripi și cu trup de leu. La romani avem, de asemenea, geniile protectoare, care, de asemenea, erau cu înfățișare umană, dar cu aripi, oameni cu aripi. De ce peste tot avem îngerii desenați ca oameni cu aripi? De ce? Pentru că scrie în Biblie că a zburat, adică s-a dus dintr-un loc în altul rapid, a zburat, dacă a zburat înseamnă că avea aripi, nu? Așa zicem. Și atunci îi facem cu aripi ca să înțelegem că zboară. Dar n-a văzut nimeni. Nimeni dintre cei care au văzut îngeri nu descrie aripile și nu spune că aveau aripi. Afară de acești heruvim sau serafim care aveau chiar multe aripi. Acum, unii speră să aibă aripi după ce vor merge la cer. Acum trebuie să fim realiști totuși. Dacă oricine a făcut puțină școală își dă seama că a avea niște aripi ca ființă umană îți poate ajuta cel mult în atmosferă aici, dar ai trebuie să ai niște aripi teribil de să fie mari și în același timp să ai niște mușchi extraordinari ca să... Cum noi avem oase pline pe dinăuntru și grele și așa, păsările au oasele mult mai fine și cu aer înăuntru. Ei bine, iar dincolo de atmosferă nu-ți folosesc la nimic aripile. Absolut, nu-ți folosesc. Deci, cu siguranță că îngerii se cunosc un alt mijloc de transport care ne depășește. Așa, sigur, chiar dacă găsim într-un loc, vorbindu-se despre aripi, spune Scriptura și despre Dumnezeu la un moment dat. Vreau să fiu la umbra aripilor tale, da? Asta nu înseamnă că prin asta zicem că Dumnezeu are aripi, ci pur și simplu folosim o metaforă prin care Dumnezeu este comparat cu o pasăre, cu cloșca, cu pui. Vă amintesc de Domnul Hristos care spunea de câte ori n-am vrut să vă strâng, nu? Atât doar. Restul nu putem spune. Observați cum denumirea babiloniană pentru aceste genii protectoare, la care desigur că babilonienii se închinau, le considerau niște ființe divine, numite de ei Shedu sau Lamassu, mai aveau și denumirea de Carubu. Ori Carub, așa se spune în ebraică, la Heruvim. Heruvim este pluralul de la Carub. Și e un cuvânt ebraic care nu are legătură cu alte cuvinte din limba ebraică, ceea ce înseamnă că e împrumutat. Și asta arată legătura dintre legăturile acestea culturale, în sensul că Dumnezeu a dat viziuni profeților folosindu-se în același timp de limbajul lor cultural, chiar în ce privește imaginile. Heruvimii aceștia nu sunt doar străjeri ai tronului, sunt și purtători ai tronului. Chivotul din sanctuarul ceresc simboliza tronul lui Dumnezeu, mai precis capacul de deasupra chivotului. Și simbolistica aceasta este foarte mult subliniată în Scripturi. De aceea trebuia dus de preoți, de patru preoți, care erau purtătorii tronului, da? La fel cum erau duși și regii, împărații, nu în le țări și astăzi să mai duci. Unii pentru bani fac transportul acesta cu străini prin anumite țări, cu lectica sau cu alte mijloace asemănătoare. Până de curând, papii erau duși pe sedia gestatoria, pe asemenea lectici.
în cartea Psalmilor, Dumnezeu este reprezentat la un moment dat ca venind călare pe un heruvim, da? Cuvântul poate fi tradus acolo la plural, de asemenea. Dumnezeu era invocat de asemenea în rugăciuni, ridică-te și vină în ajutorul nostru, tu care șezi pe heruvim, da? Deci, heruvimii sunt în strânsă legătură cu tronul, ca fiind suport al tronului slavei Domnului, ca fiind străjeri ai tronului lui Dumnezeu, cum se spune despre cel din Ezechiel 28, erai un heruvim acoperitor, te așezasem, nu? Și de asemenea sunt și teofori, adică purtători ai lui Dumnezeu, cum ar fi, pentru că tronul este în același timp un car, fie purtat de oameni pe, sau de ființe, da? Pe patru, de patru ființe, fie purtat de, fie tras de animale, așa cum erau calești trase de patru cai. În aceeași viziune apar cei 24 de bătrâni, cum este denumirea în cele mai multe traduceri românești. Nu e catastrofală traducerea asta cu bătrâni, dar trebuie să vă spun un lucru. În limba română, când zici bătrân, te gândești la un bătrân, nu te gândești la altceva, da? Dar termenul este folosit, deci grecii foloseau termenul presbis și alții pentru bătrân, geron, de exemplu, dar când spuneau presbiteros, asta e un termen care înseamnă mai în vârstă, dintre doi copii. Cel care este mai în vârstă cu o zi eventual este o presbiteros. Este cel mai mare. Și era folosit ca titlu pentru anumite funcții de răspundere, între altele și pentru funcția pastorală, oficiu pastoral în biserica creștină. Deci corespunde mai bine cu ce am zice astăzi, am zice seniori. Pentru că senior înseamnă chiar în latină, mai înseamnă senes, e bătrân, și senior înseamnă mai în vârstă. Mai. Dar în limba română, senior nu înseamnă neapărat bătrân, nu? Poate să fie cineva care nu mai e junior, e mai mare decât. Cei 24 de seniori sunt foarte probabil cei care au înviat împreună cu Domnul Hristos la moartea Lui. Numai Matei spune lucrul acesta, din cauza aceasta unii preferă să nu creadă. Dar eu cred că și dacă un adevăr este rostit de o singură persoană care este inspirată, nu avem nevoie de 2 sau de 7 martori. Numărul de 24 acolo nu este neapărat un număr aritmetic. Viziunele nu încearcă să ne dea informații precise despre lucrurile cerești, să știm noi cât sunt. Aici se face aluzie la cele 24 cete preoțești care aveau reprezentanții lor, de asemenea cetele de cântăreți la templu aveau reprezentanții lor și acești 24 care sunt îmbrăcați și ca preoți și ca regi acolo, ei simbolizează realitatea aceasta. Toate aceste simboluri sunt legate de sanctuarul pământesc și ne vorbesc ceva într-un limbaj spiritual despre lucrurile cerești. În capitolul 5 se continuă scena aceasta, arătând că profetul a văzut în mâna lui Dumnezeu o carte, deci un sul, pe vremea aceea, deci la sfârșitul secolului I, chiar era trecerea între forma aceasta de sul și forma de codex a cărții. Așa că e greu de spus cum a văzut, dar fiind vorba de pecetluit, de obicei sulurile acestea erau pecetluite, o carte pecetluită cu 7 peceți. Ce ar putea să fie cartea aceasta? Tradițional s-a spus că ar fi vorba de sulul profeției și că pe măsură ce cartea este deschisă, sunt rupte pecețile, normal, viziunile care apar, scenele care apar, ar fi cele care sunt scrise în carte. Sunt mai multe motive pentru care totuși nu este cea mai bună soluție aceasta. O soluție interesantă este aceea sugerată însăși de Apocalipsa.
Și anume că dacă în Apocalipsă avem expresia cartea vieții mielului înjunghiat, avem expresia aceasta în capitolul 13, cel puțin. Ceea ce înseamnă că această carte pecetluită cu șapte peceți, pe care mai apoi o primește mielul junghiat și este strâns legată de rolul lui în planul mântuirii, este cel mai probabil că este cartea vieții mielului înjunghiat. Dar nu înseamnă că identificarea acestei cărți este singura posibilă. Sunt și alte identificări care pot să nu fie în contradicție cu aceasta, sunt în armonie de altfel. De exemplu, s-a sugerat că ar putea fi un document de răscumpărare. În context, este vorba într-adevăr de răscumpărare. În capitolul 5, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, da? Sau vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice neam, din orice... Deci, este foarte plauzibil să înțelegem și ca document al răscumpărării. Și nu este nicio contradicție între ideea de cartea vieții, în care să ai numele scris, și documentul răscumpărării, nu? Dar există și o altă posibilitate care de asemenea nu intră în contradicție cu ce am spus până aici, și anume că ar putea să fie în același timp un testament între ideea de răscumpărare de persoane, de pământuri, de bunuri și ideea de testament care îți lasă bunuri și așa mai departe, este o strânsă legătură. Și trebuie să știm că la romani, testamentul în mod obișnuit avea nevoie de 5 martori, deci documentul era pecetluit cu 5 sigilii ca să fie autentic. Și atunci testatorul își lăsa moștenirea copiilor lui sau cui voia în felul acesta. Erau unii care nu aveau copii și care lăsau moștenirea lor altora. În cazul acesta, legile romane au intervenit spre sfârșitul primului secol și au introdus obligativitatea ca în cazul acestor moșteniri, care nu sunt adresate copiilor, moștenitorilor natural, ci altora, acolo este nevoie și de doi martori dintre pretorieni, care să, dintre oficialitățile romane, care să ateste că moștenitorii sunt în armonie cu legile romane afișate în forum cu cele 12 table de bronz. Înțelegeți? Că merită, cu alte cuvinte, să moștenească pe cine n-ar avea dreptul să moștenească. Și în felul ăsta, pe lângă cele 5 sigilii tradiționale, se adăugau 2 sigilii din partea pretorienilor. Este foarte interesantă lecția aceasta în legătură cu Apocalipsa, pentru că Apocalipsa vorbește despre condiționarea moștenirii cerești, da? Spune în capitolul 21, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Dar cât despre cu tare afară. Nu? Deci există niște condiții. Suntem salvați numai prin meritele mielului răscumpărător, nu avem niciun merit, dar adevărata credință duce la adevărate fapte, la ascultare. Această carte este preluată de mielul răscumpărător. Nimeni altcineva nu este găsit vrednic să primească această carte și să-i rupă pecețile. Mielul este descris ca fiind leul din tribul lui Iuda. Și mielul acesta are 7 coarne și 7 ochi, care reprezintă același lucru ca și sfeșnicul cu cele 7 lămpi. Adică cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Adică Duhul lui Dumnezeu în totalitatea manifestărilor lui în cele 7 biserici. Este bine să avem în vedere acest simbol frumos. Duhul lui Dumnezeu, deși este unul singur,
El se manifestă în moduri diferite, toate fiind, bineînțeles, în același sens al binelui și al cuvântului lui Dumnezeu, dar după principiul unității în diversitate, da? Diversitate în cadrul unității, în cadrul aceluiași principiu, nu diversitate în sensul că toate religiile din lume ar duce în același loc. Ar fi prea mult spus. Slavă lui Dumnezeu că s-a găsit o soluție pentru răscumpărarea omului. În momentul în care mielul primește cartea, toate ființele cerești se pleacă. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii și întregul cer, cântând slavă și sublinind 7 laude, puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. În această scenă liturgică apar două elemente interesante. Cele 4 făpturi vii, deci cei 4 heruvim și cei 24 de bătrâni, țin în mână câte o alăută, traduce Cornilescu, da? Și câte un potir de aur plin cu tămâie, care reprezintă rugăciunile sfinților. Potirele reprezintă rugăciunile sfinților, după acordul gramatical de acolo, și nu tămâia. Tămâia o vom găsi și în capitolul 8, unde reprezintă de asemenea ceva care este asociat cu rugăciunile sfinților, dar nu sunt rugăciunile sfinților. Tămâia reprezintă meritele jertfei Domnului Hristos. Ce este cu alăuta acolo? Alăuta sau lăută este același lucru. E un fel de cobză. Asta este cuvântul pe care l-a găsit Cornilescu cel mai potrivit la data aceea și sună foarte frumos, într-adevăr. Seamănă cu alauda din latină, care e ciocârlia, sau aluetă, nu? Din francez. Dar noi nu-l mai folosim astăzi și realitatea este că aici Ioan folosește un termen grecesc pe care noi îl cunoaștem astăzi, dar cu un alt sens. Ioan folosește termenul chitarra. Dar chitara lui, din vremea lui Ioan, nu era o chitară, de fapt. Era o liră, așa cum vedeți, așa numită lira lui Apollo, cu 7 coarde, care au făcute din intestine de miel. Deci observați aici un lucru. De ce îi se arată lui Ioan instrumentul acesta în mâinile celor 24 de seniori și a celor 4 heruvim? De ce? Ca să ne informeze pe noi că în cer nu există pian, vioară, trombon sau asta, ci acolo se cântă numai cu harpe sau cu lire, da? Pentru asta? Da, mai sunt și trâmbițe, adică șofare, cum era, corn de berbec sau... Nu pentru asta, nu. Nu sunt informații cu privire la natura sau forma specifică a unui instrument, ci ca să ne învețe ceva de natură spirituală. Indiferent cum ar fi instrumentele de acolo și cum ar arăta muzica respectivă, există aici o armonie, un acord între obiectul închinării, care este mielul răscumpărător cu 7 coarne și 7 ochi, da? Și închinarea, deci serviciul liturgic din partea acestor ființe cerești, care, observați, la fel instrumente cu 7 coarde, care sunt făcute din intestine de miel. Asta înseamnă că adevărata închinare și adevărata muzică, dacă vreți, asta este un capitol aparte cu muzica, da? Trebuie să se acorde cu obiectul închinării. După ce mielul primește cartea pecetluită, urmează să rupă pe rând aceste 7 peceți. La ruperea primelor 4 peceți apar pe rând 4 călăreți diferiți, 4 cai diferiți, dar care sunt în strânsă legătură cumva, pentru că de fiecare dată când apar aceștia,
sunt chemați de către unul din cei patru heruvimi. Aici este nevoie de un studiu mai aprofundat, relația dintre acești patru heruvimi și cei patru călăreți. Sigur că este implicat ideea de universal aici, pentru că sunt patru călăreți, patru heruvimi și de asemenea despre al patrulea se spune că i s-a dat și lui autoritate peste a patra parte a pământului, ceea ce sugerează că și ceilalți au primit autoritate peste o anumită parte. La ruperea primei peceți, prima făptură vie, primul heruvim, adresează invitația. În greacă, în cele mai vechi manuscrise, apare doar cuvântul acesta, erhu, care înseamnă vino. În anumite manuscrise mai târzii, cele bizantine, după care s-au tradus până în prezent Noile Testamente, apare și adăugarea și vezi, adică vino și vezi. Asta este undeva în Biblie, unde Filip îl invită pe Natanael în Ioan, dacă nu mă înșel, și zice vino și vezi, convinge-te. Aici însă este doar vino. Nu mi este clar încă dacă acest vino se adresează călărețului care trebuie să vină imediat, sau dacă nu este cumva acel vino care se repetă spre sfârșitul cărții Apocalipsei, când se zice și cel ce aude să zică vino, și Duhul și Mireasa zic vino. Și acest vino, erhu, este adresat Domnului Hristos ca să vină. În orice caz, indiferent care ar fi sensul acestei chemări, pentru prima dată se arată un cal alb. Ioan totdeauna se referă la cal mai întâi și după aceea la călăreți. E interesantă ordinea aceasta, pentru că probabil atunci când te uiți de departe, vezi mai întâi calul, nu? E interesant de observat, bine, aici există două păreri tradiționale, una că reprezintă călărețul, reprezintă pe Domnul Hristos, calul reprezentând biserica în faza aceea, biserica luptătoare, și ar avea un suport bogat în Scriptură, unde în Vechiul Testament, de exemplu, în Isaia 63, în Zaharia 10, poporul lui Dumnezeu este asemănat cu un cal și Domnul este un călăreț. Și de asemenea, Domnul este înarmat, are arc și săgeți. Și Israel și Iuda și casa lui Efraim, de asemenea, sunt arc și săgeată în mâna lui. Deci foarte interesant cum atât armele lui, cât și calul lui de luptă, ceea ce înseamnă că mijloacele prin care el luptă în lumea aceasta, vrea să spună, este biserica lui, poporul lui. Indiferent că vorbim despre Israel în vechime sau vorbim astăzi despre creștini. Calul acesta, călărețul acesta pe cal alb, a fost identificat în mod tradițional cu biserica din epoca apostolică. Înțelegerea mea este că nu putem restrânge aplicația aceasta la o anumită epocă, pentru că Domnul Hristos și-a avut întotdeauna oamenii lui prin care a lucrat, a luptat în lumea aceasta pentru cuceririle pe care Evanghelia le-a făcut și această luptă nu s-a încheiat. Prin urmare, acest călăreț, acest cuceritor, încă are de luptă. Urmează ceilalți trei călăreți. Unul pe calul roșu cu sabia în mână și despre care se spune că, adică e pus în legătură cu junghiere, cu măcel, cu vărsare de sânge, cal roșu, nu? Apoi un cal negru călare pe el stă unul care măsoară hrana cu cântarul, ceea ce arată lipsă, foamete, și apoi un altul care e un cal livid, pal,
și pe el călărește moartea și după el vine infernul, cu fiare sălbatice, cu ciumă, cu sabie, cu nu știu ce. Deci tot cortegiul de nenorociri. Dacă primul reprezintă cu adevărat pe Domnul Hristos, asta înseamnă un lucru foarte interesant, că aceia, popoarele, indivizii, mă rog, aceia care primesc Evanghelia, care primesc împărăția lui Dumnezeu în inima și în casa lor, sunt protejații lui Dumnezeu, deși protecția asta nu este absolută în sensul că îți merge totul bine și nu. Știți cartea lui Iov și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, cei care resping Evanghelia au parte de celelalte, de ceilalți călăreți, de ceilalți cuceritori. În Matei 24 este bine să urmărim paralela aceasta între Apocalips 6 și nu numai Apocalips 6, Apocalips 6, 7, mai mult, și în Matei 24 avem exact aceleași probleme, aceleași aspecte ale desfășurării planului lui Dumnezeu. A existat și interpretare, și există și astăzi, mă rog, interpretarea aceasta că al doilea cal a reprezentat biserica din epoca persecuțiilor, al treilea biserica din epoca cezaropapismului după Constantin cel Mare și al patrulea a reprezentat biserica medievală cu toate aspectele specifice. Posibil să fie și așa, nu știu. Eu, în orice caz, m-am mai distanțat de această interpretare pentru că observ unele lucruri. În ce privește persecuția, aceasta nu a ținut doar de epoca romană, de epoca de după apostoli. Și epoca apostolică, care în mod tradițional o identificăm cu calul cel alb, și atunci a fost persecuții. Persecuția lui Nero atunci a fost. Și a lui Domitian, din timpul lui Ioan, și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim mai târziu în Evul Mediu și chiar în timpurile moderne. Nu vreau să mă mai refer la argumente în privința aceasta, prezint lucrurile în forma în care le cred sau sunt înclinat să le cred, ca să, și nu susțin doar eu forma aceasta, ci mai sunt și alți teologi care le-au înțeles la fel. Vorbesc de teologii adventiști în primul rând, dar nu numai adventiști. Călărețul de pe cel de-al patrulea cal este numit moartea. Trebuie să știm un lucru, că și al doilea are legătură cu moartea, că are sabia în mână, nu? Tot moartea aduce și acela. Dar grecii foloseau termenul pentru moarte uneori și cu referire la ciumă, așa cum chiar și în Europa noastră medievală s-a folosit termenul de moartea neagră, de exemplu, pentru ciumă, într-o anumită perioadă. A fost o perioadă în care populația Europei, cel puțin o treime, dacă nu mai mult, a fost pur și simplu distrusă și numai în Europa. Și prin Egipt și prin Asia, în unele locuri, când a venit moartea neagră, ciuma, a distrus foarte mult. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, zice Ioan, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Ioan este în cer când vede viziunea aceasta. El nu ne spune dacă vede în cer altarul respectiv, dar trebuie să știm aici un lucru, că în Apocalipsă, în cele mai multe locuri, este prezent în cer altarul de aur al tămâierii, mai bine zis în viziune, echivalentul altarului de aur de pe pământ. Dar în ce privește altarul de jertfă, cred că toată lumea este de acord că acesta nu are ce căuta în cer. Adică chiar dacă Ioan l-a văzut în cer, nu înseamnă că în cer există așa ceva. Pentru că aici pe pământ au fost aduse jertfe animale tipice
care prefigurau jertfa Domnului Hristos, tot aici pe pământ a fost și crucea, tot aici au fost și rugurile, tot aici au fost și ghilotinele și tot ce a mai fost. Aici există loc destul și spațiu pentru jertfire și pentru orice asemenea lucruri. Pentru sacrificiu. În cer nu există un asemenea altar. Prin urmare, cei care cred că sufletele acestea ale martirilor sunt în cer, sus, în sub, poate doar cei care cred că altarul sau confundă cuvântul altar cu altarul unei biserici tradiționale, care reprezintă un loc de cinste unde se aduce jertfa euharistică, este cu totul altceva. Dar în orice caz, Ioan vorbește în termenii și vede și se prezintă lui Ioan asemenea lucruri în termenii istoriei biblice, a istoriei lui Israel. Ce ne învață această viziune despre cei care au murit? Ne învață un singur lucru. Că așteaptă ziua judecății și a răzbunării. No, spune că Ioan i-a auzit strigând sufletele care au sub altar. De ce sub altar? Chiar de ce erau sub altar? Și nu s-ar fi găsit un loc mai vrednic pentru ei în cer decât să fie puși acolo sub o ladă undeva sau sub o masă, sub un altar? Ei, este sigur că și aici avem de-a face tot cu o imagine vizionară, didactică, să ne aducem aminte că după ce Cain a ucis pe Abel, Dumnezeu a zis, sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Sângele strigă din pământ la mine, da? Prin urmare, dacă sângele strigă, cum strigă sângele? Nu strigă. Deci, vorbind la drept vorbind, nu strigă, da? Dar poetic vorbind, strigă. Și faptele rele făcute de strigă. Și strigătul Sodomei, zice la un moment dat, sau strigătul Ninivei sau altor, ajuns la Dumnezeu. În același fel strigă și sufletele martirilor. Și li s-a dat un răspuns ceresc. Întrebarea aceasta, până când, care este pătrunzătoare și care pur și simplu întotdeauna este o invocare a judecății lui Dumnezeu, primește un răspuns. Un răspuns în judecată. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă. Rețineți, fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, deci nu reprezintă aici o situație în care în mod global toți au fost achitați sau reabilitați sau sărbătoriți sau mai știu eu cum, ci fiecare din ei, asta sugerează judecata. Haina albă primită reprezintă îndreptățirea Domnului Hristos, reprezintă achitare, reprezintă reabilitarea, reprezintă biruința în judecată. Dar aici se întâmplă într-un moment care se deosebește de ceea ce învățăm în teologia sistematică sau în doctrinele evanghelice de obicei. Pentru că învățăm după Scriptură și este corect că suntem îndreptățiți deja în viața aceasta, în timpul vieții. Când ne pocăim, când acceptăm Evanghelia și credem în Harul lui Dumnezeu, suntem îndreptățiți prin credință, prin sângele Domnului Hristos, da? Nu trebuie să așteptăm să vină judecata sau împărăția, în definitiv, ca să avem convingerea că suntem deja dezvinovățiți și împăcați cu Dumnezeu. Suntem deja împăcați cu Dumnezeu. Cu toate acestea, împăcarea care ni se oferă acum, iertarea, îndreptățirea care ni se oferă acum, este, într-un fel spus, condiționată. Din păcate, nu toți frații noștri evanghelici înțeleg la fel lucrul acesta, dar
Noi credem că este condiționată. De ce? Pentru că Domnul Hristos ne-a învățat așa. Există cel puțin una, mai multe parabole, dar cel puțin una cea mai spectaculoasă rostită de Domnul Hristos, în care stăpânul a iertat la un moment dat pe cineva care avea o datorie uriașă. O datorie uriașă. I-a fost iertată. Iertarea aceea a fost serioasă. Dar după ce el a ieșit de acolo, nu a făcut același lucru cu colegul lui. Și atunci Dumnezeu s-a răzgândit. Deci ideea asta că Dumnezeu se poate răzgândi cu privire la un lucru extrem de serios care privește viața și moartea, este atot prezentă în Scriptură, deși unii nu vor să o vadă. Unii cred că dacă Dumnezeu a zis odată așa, indiferent ce s-ar mai întâmpla după aceea, nu mai contează. Atunci rămân foarte multe lucruri în Scriptură nerezolvate în felul acesta, pentru că este clar că și Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm, iartă-ne nouă greșelile noastre, vrei sau nu vrei, pentru că așa ai promis, pentru că ai jertfit pe Domnul Hristos, nu? Nu așa este. Iartă-ne cum iertăm și noi celor care. Dacă nu ierți, Domnul Hristos a spus la sfârșitul acelei pilde, tot așa va face și Tatăl nostru ceresc cu fiecare din voi care nu iartă pe fratele său. Și aceasta e numai o singură condiție pusă acolo și una de bază. Cu alte cuvinte, vrei să ai parte de Harul lui Dumnezeu? Pentru cine? Numai pentru tine? Dumnezeu nu e foarte interesat de asta. Adevăratul Har de la Dumnezeu este acela pe care îl poți transmite și altora. Dacă e ceva numai pentru tine, vrei mântuirea? Pentru cine? Numai pentru tine? Atunci înseamnă că nu ești mântuit. Adevărata mântuire înseamnă mântuirea de egoism, de păcat. Aici avem o paralelă extrem de interesantă care se poate face între Daniel 8 și Apocalips 6. Observați, în Daniel 8 avem expresia jertfa necurmată, aici avem mielul, altarul, acolo avem oștirea cerului călcată în picioare, urăciunea pustiirii de asemenea, aici avem sufletele celor junghiați. Acolo avem întrebarea, până când viziunea cu sanctuarul, oștirea călcată în picioare, da? Aici avem, până când stăpâne care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci și să răzbuni. Acolo avem răspunsul, până la seară dimineață 2300, apoi sanctuarului se va face dreptate, se va fi îndreptățit. Am folosit aici termenul ebraic, adică traducerea după termenul ebraic. Și în Apocalipsa aici avem răspunsul, de data asta un răspuns dramatizat, nu vorbit. Fiecăruia i s-a dat o haină albă, dar pe lângă acest răspuns dramatic, i s-a dat o haină albă, i s-a spus fiecăruia să mai aștepte puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care vor fi omorâți ca și ei. Cu alte cuvinte, ne trimite la ultima persecuție care apare în Apocalips 13 și ne arată că sfârșitul nu vine încă atunci. Deci, aceștia sunt martiri, au murit. Ei sunt judecați și îndreptățiți în timp ce sunt morți, da? Asta este extrem de interesant. Aceasta înseamnă că judecata sfinților se face înainte de venirea Domnului Hristos, care vine cu răzbunarea. Iar înțelegerea noastră ca adventiști este că această judecată a început deja și suntem în cursul ei. Această înțelegere a faptului că judecata sfinților precede judecata milenială. Deci judecata milenială a celor 1000 de ani este judecata celor pierduți. Judecata celor mântuiți, cea mai importantă parte a judecății, este aceasta care este înainte de venirea Domnului Hristos, judecata premilenială. Deși suntem cam singurii care susținem lucrul acesta, interesant de observat că au fost totuși și alți câțiva teologi, fără nicio legătură cu noi, că au ajuns la aceeași concluzie. De exemplu, Helmut Lampater, în scrierile lui,
are o carte care s-a tot reeditat, Die Hoffnung der Christen, Speranța creștinilor, în care subliniază lucrul acesta. Îmi pare rău că a murit în anii aceștia, n-am apucat să cunosc cumva, să iau legătura cu mine. Mi-ar fi plăcut să știu cum a ajuns la concluzia asta, pentru că este atât de rară concluzia aceasta. În lumea evanghelică se crede chiar că sfinții nu vor fi judecați, credincioșii nu vor fi judecați. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a întunecat, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele cerului au căzut pe pământ, după aceea cerul s-a făcut ca o carte de piele pe care o faci sul, deci ca un sul, așa, pentru că cerul era imaginat ca o suprafață plană și din cauza asta. Apoi toți munții și toate ostroavele, zice, s-au mutat din locurile lor. Această mutare a munților și a insulelor este foarte interesantă de gândit din punct de vedere geologic și literar vorbind are legătură cu cutremurul care începe această serie de nenorociri, un mare cutremur de pământ, așa cum n-a fost niciodată și nu va mai fi. În fața acestor semne cosmice ale venirii Domnului Hristos, când nimeni nu se mai îndoiește de așa ceva, Ioan vede pe mulți alergând la munți și la stânci, și aici se repetă un anumit refren care apare în profeți și Domnul Hristos l-a rostit pe drumul spre Calvar. Vor alerga la munți și la stânci, strigând, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe tron și de mânia mielului. Aici o expresie, o metaforă extrem de interesantă, mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Întrebarea aceasta, prea târziu pusă, este extrem de interesantă și pentru că este atât de interesantă, lui Ioan îi se arată apoi niște scene care nu vin cronologic după aceasta, ci care răspund la întrebarea cine va sta în picioare în ziua aceea. Observați aici pe Biblia Cornilescu, cred că cei care au citit Apocalipsa mai bine, vă amintesc cum este poziționat capitolul 7 în cadrul celor 7 peceți. Capitolul 7 apare între pecetea a șasea și pecetea a șaptea. Și face parte, de fapt, din pecetea a șasea, dar face parte ca o paranteză, ca un răspuns, de fapt, un răspuns dublu, care răspunde la întrebarea cine va putea sta în picioare în ziua aceea? Adică, cine va putea sta în picioare dintre noi? Pentru că oamenii disperați aleargă și pun întrebarea asta, nu fac teologie atunci, adică cine din toată istoria lumii va putea? Înțelegeți? Cine dintre noi poate să stea în picioare? Asta este sensul. Și răspunsul este punctual la această problemă. Răspunsul la această întrebare se dă în două scene. Prima scenă, scena A din capitolul 7, cu cei patru îngeri care țin cele patru vânturi în frâu, adică furtuna universală, ca să nu... Și înainte de... Deci, cât timp țin aceștia furtuna în frâu, vine un înger cu sigiliu și sigilează pe aleșii lui Dumnezeu, care sunt din Israelul lui Dumnezeu, din toate cele 12 seminții, câte 12.000 din fiecare seminție. Ioan nu-i vede pe aceștia, Israelul acesta din 12.000 ori 12, nu-i vede. Doar aude despre ei că au fost sigilați și îi enumeră, ca și cum ar fi un recensământ militar, o chemare la oaste. După care vede o scenă în care vede pe cei care trec prin timpul strâmtorării, spune că au trecut prin necazul cel mare
Și când îi vede, vede o știre mare, care sunt din toate neamurile, din toate semințiile. Prima scenă din Apocalips 7, care este prima parte a răspunsului, este într-un limbaj predominant codificat, simbolic. Cei patru îngeri, de ce sunt patru îngeri acolo? Sigur că Ioan putea să jure că sunt patru, că așa a văzut, patru. Și nu cred că s-a înșelat, că n-a numărat bine, că dacă erau cinci sau trei sau mai mulți. E foarte ușor să numeri patru, nu? Nu s-a înșelat. Patru a văzut. Dar de ce erau puși patru acolo în scena aceasta pe care i-a dat-o Dumnezeu în minte? De ce patru? Pentru că e vorba de patru colțuri ale pământului. E bine, acum pentru noi care știm cum arată pământul, știm că expresia asta patru colțuri ale pământului e convențional, acum și o folosim dintotdeauna cu referire la cele patru direcții, la cele patru puncte cardinale și prin asta arătăm că e vorba de toată lumea. Da? În întreaga lume. Deci, sigur că sunt mult mai mulți îngeri ai lui Dumnezeu care țin în frâu furtuna aceasta universală. Dar în viziune sunt prezentați patru. Pentru că sunt patru colțuri ale pământului și sunt patru vânturi. Adică patru direcții. Sigur că dacă îți imaginezi lumea asta ca un pătrat, ca o suprafață pătrată, atunci ai patru colțuri. Dacă ți-o imaginezi ca un cerc, atunci ai 1001 de colțuri, câte vrei. În acest timp în care îngerii țin cele patru vânturi, are loc lucrarea aceasta a sigilării, care poate fi studiată în paralel cu acea însemnare pe frunte din timpul lui Ezechiel. În Ezechiel, capitolul 9, zice, fă un semn, un tau pe fruntea celor care suspină și gem din Ierusalim, în sensul că Dumnezeu îi va ocroti pe aceia ca să nu fie distruși de armata babiloniană când va distruge Ierusalimul. La fel și sigilarea aceasta din Apocalipsă este un semn de, se referă la ceva care aduce protecția lui Dumnezeu în timpul plăgilor, în timpul necazului cel mare. Aici aș avea ceva de spus în legătură cu aceasta, pentru că în Apocalipsă de multă vreme s-a observat, chiar și Newton sublinia lucrul acesta în comentariul lui, că în Apocalipsă avem două semne de identificare a celor două tabere spirituale care luptă, da? Pe de o parte, închinătorii fiarei, ai balaurului, ai prorocului mincinos și așa mai departe, care au un semn de identificare pe frunte sau pe mână. Semnul fiarei numit, acolo haragma. Un semn care poate fi tradus și ca un fel de stigmat, de semn de înfierare, dacă vreți, pe de o parte. Iar de cealaltă parte, sigiliul lui Dumnezeu pe frunte. Deci este clar că acestea sunt un contrast. La ce se referă, Apocalipsa nu spune, doar sugerează aici și acolo, însă, la modul popular, astăzi, nu numai la noi în țară, ci în foarte multe locuri, în America, dacă vreți, la Muntele Athos și peste tot, se vorbește despre microchipuri și despre alte lucruri de genul acesta, că asta ar fi semnul care... Toată lumea se teme de așa ceva și se teme că Antichristul o să-i păcălească cu chestia asta și o să meargă la foc. Dar... cum să spun, un Dumnezeu care îi condamnă pe oameni pentru un nenorocit de microchip despre care nicăieri nu s-a scris în Scriptură, n-are nicio legătură cu poruncile lui Dumnezeu, ar fi un Dumnezeu ciudat. Dar aceiași oameni nu se întreabă, dar ce-o fi sigiliul lui Dumnezeu? Până la urmă, chiar dacă nu identifici cel mai exact, dar măcar o identificare apropiată acolo, aproximativă, nu? Asta ar conta foarte mult. Spuneam că în prima scenă din capitolul 7 avem un limbaj simbolic. Acolo se spune din Israel. În a doua scenă ni se spune din orice neam, din orice seminție, din orice popor.
În a doua scenă ni se spune 144.000, adică câte 12.000 din fiecare seminție. În a doua scenă ni se spune în limbaj descoperit. Nimeni nu putea să o numere, o mulțime foarte mare. Și așa mai departe. În prima scenă, Ioan nu-i vede, doar aude despre ei. În a doua scenă, îi vede. În prima scenă, prima scenă are loc pe pământ, în timpul reținerii furtunii, scena sigilării. A doua scenă, din Apocalipsa 7, are loc în cer. Prima scenă are loc înainte de timpul strâmtorării. A doua scenă are loc după timpul strâmtorării. Prin urmare, cele două grupări aici nu sunt de fapt două grupări, ci reprezintă același popor al lui Dumnezeu din ultimul timp, care vor trebui să dea piept cu ultimele necazuri în lumea aceasta și să vadă pe Domnul Hristos venind fără să vadă moartea. Apostolul Pavel se referea la ei într-un mod foarte apropiat când zicea: apoi noi cei vii care vom fi rămas. Și este important de studiat lucrul acesta. Vom mai discuta și cu ocazia seminarilor, la întrebări, la nu știu ce, cu siguranță veți avea întrebări aici. Concluzia la care am ajuns de multă vreme și care mi-a fost confirmată în mod fericit de alții teologi adventiști și nu numai, este că aceste două grupări de fapt se referă la o singură grupare. Este același popor al lui Dumnezeu care apare în mai multe locuri în Apocalipsă sub diferite denumiri. Între altele, am aici un citat de la profesorul Eckhard Miller de la Institutul de Cercetări Biblice, care spune același lucru. Este unul dintre cei mai buni cercetători Apocalipsei dintre noi. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer tăcere, timp de aproape jumătate de ceas. Aici se oprește seria peceților și cartea este acum deschisă, desigilată, complet. Aici nu mai avem o scenă, nici nu mai avem o audiție spirituală. Nu se mai aude nimic, nu se mai vede nimic. Ioan este în cer când are această viziune. Și arată că s-a făcut tăcere în cer, dar nu spune doar că s-a făcut tăcere în cer. Și nu spune doar că s-a făcut tăcere în cer pentru oarecare timp. Nici nu spune măcar că s-a făcut tăcere în cer pentru un ceas. Expresia asta, un ceas, în greacă, acolo, hora, ar însemna ceva destul de vag. Un ceas are uneori și sensul mai precis, cum ar fi aproximativ o oră, dar adesea este folosit, de exemplu, tradus de Cornilescu și cu o clipă, și cu un ceas, și cu în Apocalips 18, pentru că are sensul acesta de un timp foarte scurt. Dar aici Ioan a măsurat cumva, pentru că el zice s-a făcut tăcere în cer timp de aproape jumătate de ceas. Este ca și cum ar fi stat cu, să se uite mereu la ceas să vadă, sau la clepsidră, sau la ce, să spunem așa, și a măsurat timpul acesta cumva. Ei bine, dacă măsurăm acest timp după codul acela tradițional hermeneutic de tratarea perioadelor apocaliptice din Daniel și Apocalipsă, o jumătate de ceas ar fi echivalentă cu 7 zile și ceva, și vreo 6 ore. Adică dacă o zi echivalentă cu un an, da? Atunci un ceas este 1 pe 24, o jumătate de ceas e 1 pe 48. Și atunci o jumătate de ceas este 7 zile și ceva. Iar aproape jumătate de ceas, dați-mi voie să vă spun că nu găsesc o soluție mai bună decât că se referă clar la săptămână aici, la 7 zile. E bine, aceasta poate să aibă legătură cu
sigiliul lui Dumnezeu din capitolul 7 și de ce tăcere, cum și când poate fi tăcere în cer. La începutul acestei viziuni, în capitolul 4 și 5, am observat un lucru care este subliniat. Zi și noapte, aceste făpturi vii și cei 24 de bătrâni și îngerii de acolo, zic fără încetare. Deci zi și noapte fără încetare. Nu sunt plătiți ca să cânte, nici nu se dau un spectacol ca să cânte, da? Ci pur și simplu găsesc cea mai mare fericire înaintea tronului lui Dumnezeu, să-L laude în felul acesta. Sigur că aici totul este schițat doar și nu înseamnă că repetă la nesfârșit o mantră acolo. Vă imaginați, aici totul este simplificat, este rezumat ca să înțelegem noi. Dar mesajul este important. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic, care era, care este și care vine. Aceasta este cântarea care se aude acolo zi și noapte fără încetare. Ei bine, dacă zi și noapte fără încetare se cântă acolo, cum și când ar putea fi tăcere în cer? Există o sugestie care mi se pare foarte sănătoasă, asta în măsura în care rațiunea are și ea un drept la interpretarea Scripturii. Domnul Hristos spune așa, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, nu în toate evangheliile găsiți această subliniere, cu toți sfinții îngeri, la fel spune și Zaharia, atunci va veni Iahve Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. Deci, va veni cu toți. Ellen White folosește expresia aceasta. Iisus vine în slava Tatălui și cu toată mulțimea de îngeri sfinți care îl va escorta în drum spre pământ. Tot cerul va fi golit de îngeri. Adică, în sens absolut, toți vor veni împreună cu El. Întregul alai ceresc, un nor nesfârșit de îngeri, da? Atunci dați-mi voie să vă spun că ar putea fi tăcere în cer. Da? Și asta ne duce cu gândul la o expresie pe care o găsim într-o apocrifă interesantă, 4 Ezra sau 2 Ezra, depinde după ce sistem e numărată, o scriere care a apărut spre sfârșitul primului secol, cam imediat înainte de Apocalipsa sau cum în același timp. Acolo găsim exprimarea aceasta. Iar lumea va fi readusă la tăcerea primordială timp de 7 zile, cum a fost la început. Deci, apare acolo ideea aceasta că așa cum au fost 7 zile în care s-a creat lumea, așa vor fi 7 zile la sfârșitul ei, niște zile semnificative legate de distrugerea lumii. În viziunile Ellen White, de asemenea, avem o referire la 7 zile în legătură cu venirea Domnului Hristos și călătoria la cer. Interesant este că nu există o legătură între aceste viziuni, o legătură în sensul că autorii să fie avut legătură unul cu altul, dar există o relație de idei extrem de interesantă. Așadar, aceste 7 zile finale trimit la timpul venirii Domnului Hristos și dați-mi voi să fac și eu aici o mică speculație care puteți să zicem că este în afara teologiei, da? N-a nicio legătură cu teologia. Dar dacă Domnul Hristos a fost evreu cu adevărat și dacă e adevărat ce spune Biblia că prin El au fost făcute toate lucrurile, că El este creatorul lumii acesteia, și dacă este adevărat, cum zice Apocalipsa, că Ioan a văzut în cer chivotul legământului lui Dumnezeu, deci cu cele 10 porunci, și dacă este adevărat că și în Noul Testament porunca sabatului s-a continuat, are valoare, atunci ce zi ați alege pentru revenire, pentru parusia, dacă ați fi în locul Domnului Hristos? Are această legătură cu cele 7 zile care sunt la sfârșitul acestei viziuni, cu cele 7 peceți?
Sabatul este în Scriptură ziua odihnei creației și a mântuirii. Apocalipsa face risipă de numărul 7, tocmai pentru a sublinia acest caracter biblic, care este iudeo-creștin și care este instructiv pentru noi astăzi.